Deși poate suna clișeic, într-un mod sau altul, fiecare dintre noi este unic în felul său. Cu toate acestea, am mințit dacă am spune că unele persoane nu reușesc să iasă cu mult mai mult în evidență decât majoritatea. Aici am putea vorbi despre adevărate genii sau despre personalități extrem de influente, însă există și acele persoane care uimesc prin simplul lor mod de a fi. De fapt, din multe puncte de vedere, simpla existența acestor oameni este greu de crezut. Acestea fiind spuse, ei chiar există, iar astăzi vom vorbi despre 9 exemple. 1. Rolf Buchholz. Probabil că toată lumea ar fi încântată să dețină un record mondial, iar Rolf Buchholz este unul dintre acei norocoși. În vârstă de peste 60 de ani, Rolf deține recordul pentru cele mai multe modificări ale corpului, numărul înregistrat ajungând la 516. Surprinzător este faptul că Rolf nu și-a dorit întotdeauna să fie în centrul atenției, primul tatuaj fiind făcut destul de târziu în viața sa, la 40 de ani. Totuși, acela a fost momentul când ceva s-a schimbat în el, devenind rapid dependent de arta corporală și începând să experimenteze mai departe cu piercingurile și alte tipuri de modificări. Acum, la 20 de ani de la primul său tatuaj, Rolf are 453 de piercinguri, dintre care 150 îi împodobesc buzele, tatuaje și două implanturi subdermice care ies din vârful capului ca o pereche de coarne. Din acest motiv, unele persoane chiar l-au numit diavol, deși el a declarat că nu crede în existența sa. 2. Tom Staniford. Unele persoane din această listă și-au ales modul în care trăiesc, deși nu putem spune același lucru și despre Tom Staniford. Tom este una dintre cele 8 persoane din lume care suferă de sindromul MDP. Această condiție extrem de rară împiedică corpul său să depoziteze grăsime sub piele, nici măcar pe tălpile picioarelor. Tom s-a născut cu un metabolism normal, dar la vârsta de 12 ani a început rapid să piardă grăsime din jurul feței și a corpului. Pentru unii probabil că ar suna ca ceva pozitiv, dar sindromul a adus și o mulțime de alte complicații. El are 40% din mușchii unui bărbat obișnuit, iar auzul său este și el compromis din cauza acestei afecțiuni, așa că este obligat să folosească aparate auditive. Ba mai mult, în mod ironic, nivelul de grăsime din sângele său este extrem de ridicat, așa că a dezvoltat diabet de tip 2. Pe de altă parte, Tom nu a lăsat niciodată să fie tras înapoi de condiția sa, demonstrând că este posibil să trăiască o viață normală în ciuda tuturor piedicilor. 3. Brock Brown. La 18 ani și o înălțime de 2,33 metri, Brock Brown a fost numit cel mai înalt adolescent din lume, iar la momentul clasificării încă mai creștea cu o rată de 15 cm pe an. Faptul că Brock era special a putut fi observat încă de când era bebeluș, deoarece mamei sale îi devenea din ce în ce mai greu să-l țină, iar când a ajuns la grădiniță, a fost diagnosticat cu sindromul Sotos. Evident, afecțiunea sa a mai adus și alte probleme. Mai exact, Brock are un singur rinichi, diabet, o coloană vertebrală îngustă, îi este greu să meargă și există o tensiune evidentă asupra inimii. Medicii au fost sceptici cu privire la durata lui de viață, spunând că ar putea să nu ajungă la 20 de ani. Din fericire, deși Brock a ieșit din lumina reflectoarelor, moartea sa nu a fost raportată, așa că cel mai probabil încă este în siguranță. 4. Michel Kopke. În general, oricine și-ar dori o talie mai mică, probabil că ar efectua câteva exerciții fizice și și-ar schimba dieta. Ei bine, Michel Kopke, o femeie care locuiește în Germania, a urmat o altă cale. Ea a hotărât să își micșoreze talia purtând zilnic un corset extrem de strâns, chiar și atunci când doarme. 5. Amu Hadji. Poate că într-un moment sau altul am întâlnit persoane care nu se aveau prea bine cu apa, însă Amu Hadji a dus acest concept la un alt nivel. Acest bărbat nu a mai făcut duș de 65 de ani. Amu Hadji locuiește în satul de Zgah din Iran. Trăiește o viață murdară și destul de primitivă.
una dintre cele mai prețuite bunuri ale sale fiind o țeavă de oțel pe care o folosește la fumat. Pe lângă faptul că refuză să se curețe, Haji are alegeri neconvenționale și când vine vorba de mâncare, gătind carnea animalelor decedate, printre preparatele lui preferate numărându-se carnea putrezită de porc spinos. În mod ironic, Haji crede că s-ar îmbolnăvi dacă se va curăța, dar poate și mai ironic este faptul că are aproape 90 de ani, în ciuda modului nesănătos în care trăiește. 6. Julia Knus. Julia Knus mai este cunoscută și sub porecla de Illustrated Lady sau de Irvin Walker, deoarece peste 95% din corpul ei, inclusiv fața, este acoperită de tatuaje. Ea deține recordul mondial Guinness pentru cea mai tatuată femeie din lume. În jurul vârstei de 30 de ani, Julia a dezvoltat porfirie, o afecțiune în care lumina soarelui duce la formarea de vezicule pe piele. Aceste vezicule puteau forma cicatrici extrem de adânci, așa că a decis să își facă tatuaje pentru a le acoperi. 7. Kim Goodman. La prima vedere, nu există nimic neobișnuit la Kim Goodman, o femeie în vârstă de 46 de ani din America, însă ea are un talent neobișnuit. Kim își poate scoate ochii din orbite cu până la 12 mm. Tot acest talent ciudat i-a adus și un record mondial în Guinness. Ea locuiește în Chicago, Illinois și și-a descoperit abilitatea într-o zi când a fost lovită în cap cu o mască de hockey. Ochii au ieșit brusc din orbite, lucru care probabil a speriat pe oricine se afla în preajma ei. Din acea zi a putut să își scoată globii ocular la semnal sau chiar atunci când cască. 8. Jyoti Amje. Jyoti Amje este o actriță de origine indiană, cunoscută pentru că este cea mai scundă femeie din lume la doar 62 de centimetri. În orașul ei natal, Jyoti era privită ca o zeiță datorită aspectului ei unic pe care părinții ei l-au împărtășit în timpul unei emisiuni prezentate pe canalul TV american TLC. Totuși, Jyoti nu are aspirații de zeiță, ci își dorește să fie actriță. Cariera ei a început la 8 ani după ce a apărut într-un videoclip muzical, lucru ce a deschis calea către mai multe documentare despre viața ei. În cele din urmă, interesul a ajuns până la Hollywood, unde a primit un rol în serialul American Horror Story. Ea a mai dezvăluit și că suferă de două picioare rupte, ceea ce o împiedică să stea în picioare sau să meargă pentru perioade lungi de timp. Împreună cu familia ei, Jyoti a călătorit prin Statele Unite pentru a se întâlni cu medici renumiți, care au sfătuit-o să ia în considerare o intervenție chirurgicală din motive de sănătate. Totuși, Jyoti este îngrijorată că trupul ei nu va putea rezista procedurii, așa că până în momentul de față a refuzat toate ofertele. 9. Jerkari Bracho Blackett. Jerkari Bracho Blackett, o femeie din Florida, acum în vârstă de 26 de ani, a devenit o celebritate a internetului după ce a postat online videoclipuri cu trucurile ei iscusite. Limba ei este atât de lungă încât o poate folosi pentru a-și atinge cotul, lobul urechii, ba chiar poate să își lingă ochii. În continuare, ea speră să intre în Guinness World Records pentru cea mai lungă limbă din lume și susține că deja s-ar califica. În prezent, deținătorul recordului pentru cea mai lungă limbă din lume este Nick Stoberl, a cărui limbă măsoară 10 cm. În schimb, Jerkari susține că limba ei măsoară 11,37 de cm lungime, ceea ce ar însemna că dacă ar fi verificată, ar intra în registre. Jerkari și-a dat seama pentru prima dată că limba ei era foarte lungă atunci când prietenii ei au provocat-o să-și lingă ochii, iar de atunci a fost dornică să își arate talentul întregii lumi, multe persoane fiind sceptice la început. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.